Au fost odată ca niciodată doi frați. Unul dintre ei, Ignat, era bogat, iar celălalt, Cuzma, era sărac. Tot ce avea el era un cal. Cuzma era totuși încrezător. Avea o fetiță tare deșteaptă. Drăguța mea, Palea. Bună dimineața! Salutare! Da, nu mai este nimic aici. Nici aici. Dar aici. Unde e? Prânzul va fi foarte sărăcăcios, fără niciun pic de pâine. Tată! Nu mai avem făină deloc. Nici sare. Ar trebui să mergem la oraș. Ai putea să-mi primiți căruța de la fratele tău? Tineri! Prieteni! Apucă-l de picioare! Vai, porcule! L-ai prins de partea greșită. Încearcă invers. Nu m-am învățat tu pe mine! În sfârșit l-am prins! Unde mergi? Până în piață, în oraș, după făină și sare. Aș vrea să-mi împrumut căruța ta. Făină? Și sare? Știi ceva? Haide să mergem împreună în oraș! La ce te referi? Împreună? Da, împreună. Căruța mea și calul tău. Bine, haide să mergem. Oh, vai de mine! Hei, ține și asta! Să mergem! Hei, nu așa repede! Dar o afurisită de piatră i-a împotmolit. O roată a căzut de la căruță, așa că cei doi frați nu au reușit să ajungă în oraș. Au fost nevoiți să înapeze în drum. Ce? Căruța mea a născut un mânz! Vorbesc serios, Ignat? Frumos mânz, nu-i așa? Dar cum se poate așa ceva? Ușor! Acu este căruța! Mânzul e puiul căruței mele. Mânzul e mereu puiul unei iepe. Îți zic eu, căruța l-a născut. Ha? Cum e posibil? E mânzul meu. Ba nu, e al meu. Al meu. Al meu. Al meu. Atunci, hai să mergem la tribunal. Bine, să mergem. Nu vine să cred. Am auzit. Nu vine să cred. Liniște! Ascultați-ne procesul! Conform binecuvântatei legea țării, adoptată cu înțelepciune de majestatea sa părinte țar, binefăcătorul înaltului tribunal confirmă faptul că un animal e mereu născut de un animal. Ceea ce înseamnă că mânzul a fost născut așadar de mama sa iapă. Așadar, este unicul și adevăratul fiu al căruței. Așa că proprietatea mânzului e a lui Ignat. Cum se poate așa ceva? Oameni buni, ce fel de tribunal este acesta? Unde este adevărul? Oh, la naiba cu justiția, căruța și tot tatul. La naiba și cu părintele țar. Ce?
Știi ce se poate întâmpla pentru așa cuvinte urâte? Îți va fi tăiat capul. Ei bine, băieți, deci noi am decis cui aparține mânzul. Liniște! Aici este ordinul meu. Mânzul îi va aparține celui care rezolvă ghicitoarea. Trebuie să fie trei ghicitori. Celui care rezolvă trei ghicitori. Asta este prima ghicitoare. Ei bine... Ce? Eu? Deci... Da! Care este cel mai gras lucru de pe pământ? Care este... cel mai rapid lucru de pe pământ? Și care este cel mai moale lucru de pe pământ? Va trebui să dați un răspuns până mâine. Care este cel mai gras? Și cel mai rapid? Ce? Ce ar fi cel mai rapid? Dar... cel mai gras? E... paleia. Chiar nu știu. Culcă-te! Mâine va fi o nouă zi. Cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Scoală-te! Părintele Țar ne așteaptă. Am răspunsurile la ghicitorile lui. Deci, le-ai rezolvat? Da, înaltă majestate. Atunci spune, ce este cel mai gras lucru din lume? Înaltă majestate, este înaltul dumneavoastră porcregal. Oi. Și ce este cel mai rapid lucru din lume? Cel mai rapid lucru din lume este almasarul vostru brun, majestate. Ei bine, și care era cea de-a treia ghicitoare? Care este cel mai moale lucru din lume? Acela este patul dumneavoastră din pene. Ei bine, și tu ce ai de zis? Cel mai moale lucru, majestatea ta, este o mână. Nu contează cât de moale ți este perna, îți pui mâna sub cap. Cel mai rapid lucru din lume este gândul, împărate Țar. Da, este un gând! Poate să străbată toată lumea într-o secundă. Iar cel mai gras lucru este solul. Ce? Atunci mănâncă-l! Într-adevăr, solul este cel mai gras, deoarece solul ne oferă mâncare și băutură tuturor și dă naștere tuturor lucrurilor. Și tot ceea ce vedem pe masă este un dar de la sol. Te-ai gândit singur la răspunsuri? Nu, fata mea a făcut-o. Ce fică? Una cam așa, este micuță. Foarte micuță. Dacă ea crede că e steață, lasă-o să vină aici. Asigură-te că nu vine călare, dar nici pe jos. Și nici îmbrăcată sau dezbrăcată. Și lasă-mă să mă gândesc. Fără niciun cadou, dar totuși cu un cadou. Avem nevoie de o vrăbiuță. Ce faci? Ce este aceasta? Ce este aceasta? Este fica mea. A fost spus să vină nici călare, nici pe jos, nici îmbrăcată, dar nici dezbrăcată, fără niciun cadou, dar totuși cu un cadou. Asta e pentru tine. Cu un cadou. Cadou. Cadou.
dar cu toate acestea l-ai uimit pe împăratul țar. Impresionat, atât de mică, dar atât de isteață. Sunt isteață, părinte țar, dar oare tu ai fost născut tot de o căruță? Nu știi tu cine i-a dat naștere mânzului? Ce rușinos pentru tine! Uită-te la ei! Exact, exact! Mânzul este puiul iepei! Exact, exact! Mânzul este puiul iepei! Oh, nu, părinte țar! Te rog, ai milă de mine! Ia de aici! O căruță care dă naștere! Și într-un final, totul a luat sfârșit cu bine. Mânzul a revenit la Cusma. Judecătorii au revenit la o strictețe aparte. Răul ar trebui să stea în tăcere. Deci, totul a decurs bine. Justiția va avea mereu ultimul cuvânt. Poveștile ursului. Vă voi povesti trei povești despre un urs, regele animalelor din taiga. Primăvara a venit în taiga, iar un urs a dormit în vizuina sa toată iarna și în primăvară s-a încălzit puțin. A venit primăvara, dar nu este nimic de mâncare. De ce are veverița dungi pe spate? Nici o boabă sau o nucă. Și ursul a mers în pădure în căutare de hrană. Oh! Dar hrana ursului, fructele de pădure și nucile nu vor fi coapte curând. Ursul vede un buștean vechi. Oh, voi odihni aici puțin timp! Sub buștean era vizuina unei veverițe, iar ursul aproape că a zdrobit-o. Hei, e cineva aici? Ieși afară! Bună, tati urs! Ce vrei? Salut, veveriță! Poate ai ceva de mâncare? Doar un moment. Veverița a păstrat fructe de pădure și rădăcini în vizuina sa încă din toamnă. Ei bine, iată ceva. Așa că veverița a început să alerge înainte și înapoi, înainte și înapoi. Aici și acolo, aici și acolo. Ei bine, asta e tot, ursule. Nu mai rămâne nimic. Nu mai am nevoie de nimic. M-am săturat. Poate ești un animal mic, veveriță. Dar ești foarte bun.
s-a întâmplat? Te-am mângâiat pe spate. Nu-i rău? Nu-i rău? Ei bine, s-a dus undeva. Mulțumesc, veveriță! Da, și de atunci toate veverițele sunt cu dungi, la fel și copiii lor și copiii copiilor lor. Și când se întreabă de unde au dungi atât de frumoase, ei răspund: am fost mângâiate de ursul tătic! După primăvară rece, a venit o vară bogată în fructe de pădure, miere și nuci. E cald! Ei bine, este multă mâncare, dar soarele este atât de fierbinte că ursul se ascunde de căldură sub copaci. De ce crapul e plat? Un crap trăia în lac. Era un posnaș și un bătăuș. Dintr-o dată, ursul a apărut la malul lacului. Salut, ursule! Ce te aduce aici? Salut, crapule! Am venit să beau puțină apă. E cald. Știi că blana mea e atât de călduroasă și soarele arde. Atunci vino la mine în apă. E atât de bine aici. Nu, mulțumesc! Tu trăiești în apă, iar eu trăiesc pe pământ. Într-adevăr, fiecare cu ale sale. În ceea ce mă privește, pot trăi atât pe malul apei cât și în apă. Acolo și aici, acolo și aici, acolo și aici. Și eu pot trăi atât aici cât și acolo, dar nu am chef. Să ne testăm forțele. Tu intri în apă, iar eu sar pe mal. Câștigătorul este cel care rezistă mai mult. Ce ai spus? Vrei să mă cer cu un pește? Pleacă de aici! Ești speriat! Cine? Eu? Da, tu! Ce urs mai ești! Ei bine, uită-te la mine acum! Aici sunt! Acum e rândul tău! Ce pește rău ești! Dar ursului nu-i plăcea nici să se îmbăieze, nici să se spele. Hai, spirit îndrăzneț! Intră în apă să-ți uzi coroana! Nu mai vreau să testez forțele cu tine. E prea mult. Aproape am căzut la fund din cauza acelui pește mic. Ce prostie! Ești un pierzător! Ha-ha-ha! Ești un laș și slab! Dar eu sunt mic, dar puternic! Ha-ha-ha! Așa că crapul era rotund și gros și apoi s-a transformat într-o formă plată și subțire. Înnoată în forma asta! Nu ai rușine! Peștele se ceartă! Să te stă în forțele! Înnoată! Ieși la suprafață! Ce părere ai despre asta? În cele din urmă, toți crapii au devenit plați, la fel ca și copiii lor și copiii copiilor lor. Vara însorită și verde s-a transformat într-o toamnă ploioasă și galbenă. Capetele plicticoase ale pinilor sănătoși și plini de nuci au maturat. Unele păsări zboară spre sud. Altele rămân în locurile natale. Pentru a supraviețui unei ierni de foamete în taiga, un ciocănitor trebuie să se aprovizioneze cu nuci.
De ce sunt ciocănitorii lacom? Prietenul nostru, ursul, se plimba prin pădure și zguduia codri. Își dorea să adoarmă toată iarna cu burta plină, plină. Oh, 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 este atât de greu pentru mine, bătrânul urs, să se aplece și să ia păstăile de pin. Dacă s-ar putea aduna singure, ce bine ar fi! Ziua, cel mai drăguț ursuleț! Salut, ciocănitorule! Ce faci cu păstăile astea aici? Eu ți-am adus cea mai bună păstaie și pot să-ți aduc încă 10 păstăi. Sunt multe aici. Mai bine m-aș duc să le adunăm. Cu siguranță te voi ajuta, cu cel mai mare drag. Dar uite, sunt atât de multe păstăi aici, nu mă descurc singur. Pot să-i rog pe toți frații mei, surorile și prietenii mei să ne ajute. Sigur, pot să-i rog să te ajute. Hei! Așadar, păsări, adunați păstăile! Hei, păsări cu pete, unde sunteți? Oh. Aceasta este și a mea! Prostănacule, ești o pasăre dăunătoare. Bine, lacomelor, în orice caz nu veți fi niciodată la fel de grași ca mine. Ei bine, da, cei lacom și cei vicleni nu pot fi fericiți. Doamne, e grozav. Bine. De atunci, toți ciocănitorii, precum și copiii lor și copiii copiilor lor, sunt mereu slabi și nu se îngrașă. Uite, ursul a plecat să hiberneze această iarnă în vizuina sa mare. Deci, nicio poveste din pădure nu poate fi fără un urs. De aceea este stăpânul pădurii. Călos, mic, mi-ai stricat noua jachetă. Pleacă de aici. Oh. Ce chestiuță poznaș, e doar un iepuraș. Thank you.
regele Drosca. Bună treabă! Ai prins o știucă impresionantă? Oh, destulă pentru 3 butaie de saramură. Haide, să mergem la ora să o vinde. Cine acolo? Oh! Ei, Rosca! Excelent, Rosca! Ai prins asemenea lupi! Va fi o blană superbă de iarnă! Thank you.
Excelent, Rosca! Ai prins asemenea hot! Dă-o jos imediat! Dă-o jos acum! Excelent, Rosca! Bună treabă! Un așa om lacom a fost alungat. Ei bine, o să-și amintească acea blană toată viața lui. Odată a trăit un morar bogat, care locuia cu soția sa într-un sat. Aveau o fermă foarte mare. Trăiau în prosperitate. Hambarul era plin de porumb, dar erau foarte laxi. Nici măcar nu împărțeau zăpada iarba. O bătrână săracă locuia în apropiere. Hai, ridică-te! Singurul lucru pe care bătrâna l-avea era un pui de găină numit Petrușca. Thank you.
Odată, soția morarului a devenit geloasă. Voia și ea să aibă o astfel de găină colorată. Noaptea, nu se vede nimic. De ce ai pus aici? Soție, morarul s-a trezit de dimineață când brusc, în locul soției sale, a văzut... Ce o să zică lumea? Ce problemă? Exact în acel moment, vecina a venit să împrumute niște porumb. Morarul s-a simțit confuz. Nu avem niciun porumb! Nici noi nu avem ce să mâncăm! Apoi morarul a decis să consulte un om experimentat, un fierar. Morarul i-a spus despre problema sa și l-a rugat pe fierar să-l ajute. Fierarul a spus că nu poate ajuta prea mult. Du-te la un meșteșugar, a spus. Poate el va găsi o soluție. Morarul i-a spus meșteșugarului despre problema sa și l-a rugat să-l ajute.
a fost mulțumit de această soluție. Nu putea să își îmbrățișeze și să sărute soția. Așa că meșteșugarul a recomandat să meargă până la capătul satului, la o femeie romă. Poate ea va ști de unde vine problema și ce trebuie făcut cu ea. Lucrurile par rele, a spus femeia romă. Soția ta a furat găina Petrușca de la bătrână. Numai un lucru va poate salva pe tine și pe soția ta. Dacă faceți o faptă bună pentru vecinul vostru, vă va spune cuvântul magic mulțumesc. Bătrâna i-a întrebat pe fierar și pe dogar cum să le întoarcă amabilitatea. Nu vă faceți griji, au răspuns ei. Ei bine, mulțumesc mult, oameni buni! Dacă faci ceva pentru vecinul tău și ea îți spune cuvântul magic, morarul a mărturisit că soția lui a furat găina. El a cerut bătrânei să-l ierte și a promis să nu mai deranjeze. Ei bine, asta e bine, că mi-ai adus înapoi găina mea, Petrușca. Dumnezeu este judecătorul tău. Acum, iată un cocoș mic pentru tine și porumb, cât ai nevoie. Ești întotdeauna binevenită. Bătrâna era fericită. Acum voi avea găini. Mulțumesc, drag vecin. Mulțumesc. De atunci, soția morarului nu a mai furat și morarul nu a mai tratat-o rău cu vecina lui.